rânduit de biserică în cinstea celor doi mari apostoli, postul sfinților Petru și Pavel mai este cunoscut ca postul Sânt Petrului sau al Cinci Zecimii. Acest post, scurt și ușor de ținut, este unul dintre cele patru importante posturi din anul bisericesc. Este un post important, unul din cele patru posturi rânduite de biserică în cursul anului bisericesc. Perioada lui variază în funcție de data Paștelui, însă este un post mai ușor, este un post de bucurie dedicat de către Sfânta Biserică în cinstea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Postul Sfinților Petru și Pavel începe întotdeauna în luna de după Duminica tuturor Sfinților, adică prima duminică după Rusalii. Pentru a afla durata postului Sfânt Petrului din orice an, se folosește următoarea regulă. Se numără zilele trecute de la data învierii din anul respectiv până la 3 mai și numărul găsit coincide cu cel al zilelor de post. Mai mari apostolilor, ucenici ai Mântuitorului, Sfinții Petru și Pavel sunt ocrotitori ai multor biserici, iar numele lor este purtat de mulți dintre creștini. Ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, Sfinții Petru și Pavel, sunt și cei care sunt ocrotitori ai multor biserici și ai multor creștini. De aceea, odată cu cinstirea lor, îi cinstim și pe cei dragi ai noștri, fie că sunt în lumea aceasta, fie că s-au mutat în lumea dreptilor. Postul Sfinților Petru și Pavel este rânduit de biserică în cinstea celor doi apostoli, în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde fapte sau acțiuni importante.